Bună ziua, sunt Nicoleta Olaru și astăzi vom studia împreună inecuații în mulțimea numerelor reale. Vom începe prin a defini ce este o inecuație, o relație cu o variabilă de tipul ax plus b mai mic decât 0, ax plus b mai mare decât 0, ax plus b mai mic sau egal cu 0 sau ax plus b mai mare sau egal cu 0, în condițiile în care a și b sunt numerele reale, iar a este un număr real diferit de 0, sunt inecuații de gradul 1 cu o necunoscută. În cadrul acestor relații, x reprezintă necunoscuta și este un număr real, a este coeficientul lui x, iar b îl numim termen liber. O valoare a lui x pentru care inegalitatea se verifică se numește soluția inecuației, iar mulțimea tuturor valorilor necunoscute pentru care inegalitatea se verifică reprezintă mulțimea soluțiilor inecuației. Trebuie să fim cu foarte mare atenție că a rezolva o inecuație înseamnă a găsi mulțimea soluțiilor. Pentru a rezolva o inecuație în mulțimea numerelor reale, trebuie să parcurgem următoarele etape. Mai întâi se adună a membri minus b. Astfel vom obține că ax este mai mic decât minus b. În continuare vom împărți ambii membri la a. În această etapă putem să avem una din următoarele situații. În cazul în care a este mai mare decât 0, vom obține că x este mai mic decât minus b pe a. Iar dacă a este mai mic decât 0, vom obține că x este mai mare decât minus b pe a. Adică trebuie să fim cu foarte mare atenție la înmulțirea sau împărțirea unei inecuații cu un număr negativ, deoarece se schimbă sensul inegalității. În funcție de cele două cazuri prezentate, vom avea mulțimea soluțiilor astfel. În primul caz, mulțimea numerelor reale mai mici decât minus b pe a, adică x aparține intervalului deschis în ambele capete de la minus infinit la minus b pe a, iar în cazul al doilea, mulțimea numerelor reale mai mari decât minus b pe a, adică x aparține intervalului deschis în ambele capete de la minus b pe a până la plus infinit. Să încercăm împreună să rezolvăm câteva inecuații. Mai întâi vă propun un prim exemplu simplu și care nu ridică niciun fel de probleme, adică 2x plus 6 mai mic decât 8. Parcurgem etapele pe care le-am expus anterior și anume, mai întâi adunăm în ambii membri minus 6, după care obținem 2x mai mic decât 2. Împărțim ambii membri la 2 și obținem că x este mai mic decât 1. Cu alte cuvinte, x aparține intervalului de la minus infinit la 1 deschis în ambele capete. Un al doilea exemplu la care trebuie să fim atenți, minus 2x plus 4 mai mic sau egal decât minus 6. Adunăm în ambii membri minus 4. Obținem minus 2x mai mic sau egal decât minus 10. În acest moment împărțim ambii membri la minus 2 și obținem x mai mare sau egal decât 5, adică x aparține intervalului închis în 5 până la plus infinit. Din nou vă atrag atenția că la înmulțirea sau împărțirea unei inegalități cu un număr negativ schimbăm sensul inegalității. Mai mic devine mai mare devine mai mic sau egal devine mai mare sau egal și mai mare sau egal devine mai mic sau egal. Și în final, un al treilea exemplu, care presupune o etapă suplimentară, am putea spune. 10 pe lângă x minus 3, minus 3 pe lângă x minus 3, mai mic decât minus 42. O să observați aici că mai întâi va trebui să desființăm parantezele. La desființarea parantezelor, să fiți cu mare atenție la minusul din fața acestora, pentru că minus în fața parantezei schimbă semnele. După desființare vom obține 10x minus 30, minus 3x plus 9, mai mic decât minus 42.
În acest moment separăm termenii, adică în membru stâng vom păstra termenii necunoscuți, iar în membru drept termenii cunoscuți. Obținem astfel 10x minus 3x mai mic decât minus 42 plus 30 minus 9, adică 7x mai mic decât minus 21. Cu alte cuvinte, împărțim acum inegalitatea la 7 și obținem că x este mai mic decât minus 3, adică x aparține intervalului de la minus infinit la minus 3, deschis în ambele capete. Cu speranța că lucrurile sunt suficient de clare, vă doresc și vouă succes în continuare în rezolvarea inecuațiilor. Bună ziua!